și simplu Prezentat de Jack Bank Ai iubit pe cineva mai mult decât te-ai iubit pe tine? Eu niciodată n-am descoperit iubirea până am descoperit iubirea de sine. Adică nu i-ai spus niciunui bărbat din viața ta că îl iubești? Nu. Nu cred. Nu. Prima ta relație importantă a fost cu, cu Vin Diesel, nu? Uh -huh. În care iarăși tu îți căutai tatăl. Da. Nici el nu știe cine e tatăl lui. Uh, și el era la început bodyguard, înainte să fie faimos. Adică și el a avut o poveste foarte grea. Și s-a simțit asta în relația pe care ați avut-o? Și nu mi-a arătat sentimentele, să-mi spună, pe păi, țin la tine, îmi place de. nu spunea nimic, absolut nimic. Am înțeles oamenii, am înțeles ce era în afara mea, am înțeles oamenii de ce vin în viața ta. Oamenii vin în viața ta să trădească niște emoții pe care tu te ferezi sau tu le ai înăuntru și nu le vre nu poți să le gestionezi. Omul ăla și-am învățat ca oamenii care vin în viața ta să le mulțumești pentru că au venit în viața ta și-au trezit emoțiile astea așa. E ca un cadou. Mama a încercat să mă avorteze de vreo trei ori. Mama ei a zis ca să mă lase să fiu în viață pentru că eu să-i salvez viața ei. Și mă, până la 34 de ani, asta am făcut. O abuza pe mama verbal uh, și fizic și-am văzut chestia asta la părinți pe mine m-a șocat și chiar la vârsta de patru ani i-am spus mamei mele cum poți să stai cu cineva care te vorbește așa cu tine și asta și mi-a zis că eu îl iubesc și zic asta e iubire? Zice da, asta e iubire și eu n-am știut și asta am, am... crezut că asta este iubire și asta atrăgeam în relațiile mele de a zic în relații toxice, eu atrăgeam ce am văzut la părinți, eu mm -hmm. nu atrăgeam ceea ce sunt eu sau ceea ce pot să devin eu eu n-am mai vorbit cu tatăl meu 5 ani de zile și după aceea am aflat că a decedat. Adică, Ți-a cerut vreodată tatăl tău bani? Da, nu, nu, nu suporta când vedea că eu sunt mai sus decât el și eu fac mai mulți bani decât el. La 6 ani de zile am avut un accident de mașină care m-a marcat foarte mult. Am stat în, în, spital 3 luni de zile. Salut, Mihai Morar. Bine ai venit la Fain și Simplu. Astăzi avem o poveste de viață. E o invitată cu care am tot vorbit, m-am conversat în ultimele săptămâni pe, pe WhatsApp. Îmi vorbea despre calea ei către vindecare, despre oamenii care uh, au ajutat-o să se, să se vindece uh, și îmi spunea despre dorința ei de a pune toată această călătorie într-o într carte. O carte care se plece de la copilăria ei cu o mulțime de, de greutăți, un accident la vârsta de de 6 ani, apoi relațiile toxice prin care a trecut și cumva viața care a început foarte, foarte devreme pentru ea. Înainte de vârsta majoratului a fost era deja supermodel internațional, apoi actriță. Viața cumva nu a așteptat-o pe Alina Pușcău, invitata mea de astăzi, să se maturizeze. Și atunci, călătoria asta spre vindecare a început la vârsta maturității. Alina este cu doar câteva ore, că deja nu mai vorbim despre zile, înainte de a se întoarce în, în Los Angeles, după câteva luni de stat în România, de vindecat, înțeleg că ai întâlnit niște oameni aici, și o poveste care cred că merită spusă în fața comunității, fain și simplu. Bine ai venit, Alina, și îți mulțumesc tare mult. Și eu îți mulțumesc și o onoare să fiu aici alături de tine și de echipa ta. Îți mulțumesc pentru invitație. Da, e, a fost o... și este o cale care este foarte... Um, foarte excited. Adică chiar dacă a fost greu, este tot ceea ce e greu, cred, că este în binele nostru. Pentru că te transform și te. te transform și te ajută să mergi pe drumul tău pe care e destinat. Mi-ai zis înainte să începem podcastul, ca să începem cu, cu sfârșitul. Da. Mi-ai spus, acum sunt vindecată, pot să merg în elei și uh, sunt curioasă ce o să mi se întâmple. Adică sunt pregătită pentru, pentru orice. E un capitol din viața ta încheiat și unul care se pregătește să înceapă? Da, așa este. Sunt, eu, Nu pot să fiu vindecată 100%, dar am lucrat la mine și știu să-mi gestionez fricile și emoțiile acum și aș vrea să ajut pe ceilalți, de aia vreau să scriu și o carte, aș vrea să ajut pe ceilalți să, să, să înțeleagă procesul ăsta, că e un proces foarte frumos și este poate ajuta în orice, în orice situație. Dacă să începi uh, procesul ăsta trebuie să ajungi la cum spun americanii uh, the rock bottom, adică la uh, la fund da. să, să dai cu, cu capul de pământ, cum spun românii. Da. Da, pentru că la mine a fost uh, copilăria a fost foarte grea și când am câștigat concursul Elite Model Look, am pre am pus copilăria în, în jos, cum îți spui emoțiile, you suppress your emotion. Uh -huh. Și am pus copilăria în jos pentru că am zis că vreau să fiu altă persoană. Nu vreau să vreau să îmi pun o mască și să fiu fericită, să fiu ca un clop, să uh -huh. fiu să fiu să fiu, nu știu, să să arăt la lume că sunt împlinită, sunt fericită, uh -huh. sunt fresh. De altfel lumea și asta a așteptat de la tine să pă, le ofer zâmbete, da, frumusețe. Da, în modeling așa este. Ești ca un. nu vreau să zic ca un obiect, dar ești. e vorba numai, numai de frumusețea din afară, nu ce este înăuntru sau caracterul pe care îl, îl, îl ai sau personalitatea pe care o ai. Acum, din ce știu, din poveștile pe care le-am citit, este, este una dintre cele mai toxice industrie asta în care, mai, mai ales că intră... Totul este toxic In... și relațiile sunt toxice, totul uh -huh. este toxic în viață, dar trebuie să să știi să știi de unde ai plecat și uh -huh. să nu uiți de unde ai plecat și să apreciezi și să îmbrățișezi toate etapele astea din viața ta pentru că te aduce pe drumul cel bun uh, și de exemplu eu Venind într-o familie care tata era alcoolic uh -huh. um, și o abuza pe mama verbal uh, și fizic, și am văzut chestia asta la părinți, pe mine m-a șocat. Și chiar la vârsta de patru ani i-am spus mamei mele, cum poți să stai cu cineva care te vorbește așa cu tine și asta? Și mi-a zis că eu îl iubesc. Și zic, asta e iubire? Zice, da, asta e iubire. Și eu n-am știut și asta am am crezut că asta este iubire și asta atrăgeam în relațiile mele, de a zic relații toxice, eu atrăgeam ce am văzut la părinți, eu mm -hmm. nu atrăgeam ceea ce sunt eu sau ceea ce pot să devin eu. Și mi-a fost foarte greu, adică eu până la vârsta de 34 de ani am avut grijă de mama mea și în primul rând eu am fost... Eu am, mama a încercat să mă avorteze de vreo trei ori și mi-a zis că mama ei a zis ca să mă lasă să fiu în viață, pentru că eu să-i salvez viața ei. Și mă, până la 34 de ani, asta am făcut. Câți ani avea mama ta când te-a născut? Uh, mama mea avea 34 de ani. O avea și pe sora mea și uh -huh. pe fratele meu și avea... Și deja era o relație toxică acolo cu, cu tatăl tău, ăsta era motivul pentru care nu da. și-a mai fi dorit un copil. da. Da, era o, o relație toxică, pentru că dacă stăm să ne gândim neamurile din neamurile noastre sau de unde venim noi, ei erau, era altă viață. Ei, ei înțelegeau altfel viață, Ei nu înțelegeau dragostea, cum înțelegem noi, acceptarea. Era muncești, te deci acasă, faci copii. Adică era, nu știu, era totul programat. Uh -huh. Nu era sentimentele, cum le putem șerui acum. Era totul programat, dar... dar care e cea mai dură imagine pe care ai văzut-o tot în copilărie? Cea mai dură imagine pe care am văzut-o în copilărie... Sunt mai multe. <laughs> La șase ani de zile am avut un accident de mașină care m-a marcat foarte mult. Am stat în, în spital trei luni de zile și mi-a fost, mi fost foarte greu să... Și acum mă, mă gândesc că în, în weekendul ul ăla trebuia să încep școala, și din cauza asta eu. Adică să mergem în clasa 1. Da, în clasa 1, și din cauza asta, având accidentul ăla și lovindu-mă la cap. Stând în Gips trei luni de zile, m-a afectat foarte mult și -am, putut, am fost foarte intovertită, n-am putut să vorbesc cu nimeni, n-am putut să medicamente dau medicamente să, dacă, pentru memorie. adică uh -huh. a fost o perioadă foarte grea din viața mea și cred că acolo a fost blocajul meu emoțional. Și ai mers mai târziu la școală? Am mers mai târziu la școală, da. Am pierdut un an, am mers mai târziu, dar tot la fel eram, eram blocată, nu știu, am fost blocată foarte mult timp ca să pot să-mi dau seama. Chiar dacă aveai dragostea părinților, bănuiesc. Da. Acolo a început să am foarte multă dragoste a părinților Pentru că eu când eram mică Mama mă lăsa în fața blocului Și se ducea la, la, se ducea la, la muncă Și venea seara Și efectiv vecinii aveau grijă de mine uh -huh. Să la trei ani de zile să lași un copil În fața blocului e foarte greu Bine, e, erau vremurile în care da. avem cumva Cred că suntem născuți în același an uh, Erau vremurile când, cum se spune Uh, un sat creștea un, uh, un copil, adică toți am crescut da, da. în curtea blocului, da, părinții da. mergeau la școală, nu, erau, nu își făceau griji că se întâmplă, da. că se poate întâmpla ceva. Uh -huh. Și spui că asta a fost cea mai dură imagine a copilăriei tale, uh, momentul accidentului. Da, momentul accidentului, Acun, atunci am primit atenție și iubire de la părinți. Atunci părinții s-au îngrăjora și au stat mai mult lângă mine și am acolo, atunci m-am simțit... Uh, și au început să se înțeleagă mai bine, ei doi între ei, să aprecieze mai mult ce au după accidentul tău. Tatăl meu când bea era foarte agresiv, dar după aceea când nu bea era foarte era un om foarte bun. Comportamentul tipic al da. dependenților de alcool. Da. Da. Da, da a fost uh, și eu când am despărțit părinții și au divorțat și am luat casa mamei mele. Eu n-am mai vorbit cu tatăl meu 5 ani de zile, și după aceea am aflat că a decedat. Am primit un telefon și a zis că a decedat. Deci, n-ai avut ocazia să vorbești cu tatăl tău înaintea morților. Nu nu, că încerca să mă sune în fiecare zi, dar n-am vorbit niciodată. Nu e răspuns? N -n. Nu, nu i-am răspuns, pentru că aveam foarte mult egoism și eram foarte mult rănită. Și, și multă furie asupra da. lui. Da, dar am învățat în viață că trebuie să lași ușa aia deschisă, că nu, niciodată nu știi ce se poate întâmpla. Adică, părinții, noi, părinții noștri sunt sfinți și noi trebuie să apreciem și să înțelegem de unde au venit. Dar a fost greu în perioada aia să înțeleg chestia asta, că aveam foarte mult din copilărie, am avut foarte mult um, furie, foarte, mult, foarte multe răni pe care au fost foarte greu pentru mine să le gestionez. Tatăl tău era violent și cu tine sau doar cu mama ta? Doar cu mama mea. Da. Și de acolo am înțeles că de acolo atrăgeam oamenii nepotriviți pentru mine, pentru că atrăgeam ceea ce era în mine, nu atrăgeam ceea ce sunt eu. Și ai evadat cumva din universul ăsta, așa a avut viața ca înainte de vârsta majoratului să pleci din țară. Da. Am plecat din țară la vârsta de 16 ani am participat aici la Elite Look am, am câștigat după care am plecat la Nisa și am câștigat din 72 de țări și visul meu era să că mama avea probleme cu inima și trebuia să-și facă operație de inimă și visul meu era să să pot să ajut pe mama să fac banii pe care trebuia și să, să ajut să fac operația asta Și la ce vârstă ai reușit? Când am găsit concursul. A, deci da. repede, da, da, da. imediat da. după aceea. Mm -hmm. Ca să vă imaginați, vorbim despre 1997-1998, da. primii ani de, după Revoluție, în România era... tu de atunci ești plecată, practic. Da, da. Era președinte... știi cine era? Emil Constantinescu. <laughs> da. Da, deci... Uh, Asta a fost primul cadou pe care l făcut l ai făcut, făcut mama. primii bani i-ai câștigat da. Pentru, da. pentru, mama. Și ai tot rămas după aceea. Da, și tot am... Până i-am luat casă. Când i-am luat acasă, cam m-am așa puțin de mama și atunci am început să merg pe drumul meu și să-mi văd de, de, viața mea. Dar ea unde stătea până atunci? Nu? În România stătea. Nu, i ei spus că i ai luat casă. Stătea... I România, România, în România am locat. Dar stătea cu tatăl tău? Da, stătea cu tatăl meu, da. Tot timpul îmi zicea, trebuie să mă întorc la casa mea, trebuie să mă întorc la casa mea. Zic, nu, n-ai ba de casă, că ți-au -ți casă, lasă-mă. Uh -huh. Și era așa, era foarte lipită, nu știu, generația asta, generația din mamele și tată, uh -huh. tații noștri sunt foarte lipiți de casa lor, de tot. Și zic, lasă că ți-au -ți altă casă, o să vezi că... Da, Și Și asta a fost modul prin care tu ai scăpat-o de abuzurile da. tatălui. Da. Când te naști și îți știi, 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 știi misiunea și asculți ceea ce se întâmplă în jurul tău, tu simți că trebuie să faci chestia asta ca să poți să te deta detașezi, să mergi pe drumul tău. Altfel, n-ai cum, pentru că e în tine. Și asta a fost, am, asta am simțit. Am simțit că nu m-a interesat de viața mea. Adică am avut succes, am avut, dar tot părinții mei erau pe primul plan. Dar tu vorbeai cu cineva plecată. Repet, minoră de acasă vorbeai cu cineva despre povestea ta, sau ce poveste le spuneai. Nu, nu spuneam absolut la nimeni nimic. Nimic. Nu. Tipic. Nu. nu, am fost foarte într Deci, ai ascuns cu totul. Da. Copilăria. Da am ascuns tot. Și a fost o greșeală pentru că oamenii se conectează la povestea ta, pentru că poate este și cineva ca mine, care nu poate să-și gestioneze emoțiile și atunci este foarte greu și asta e important în, și în relație, să comuni, să spui ceea ce simți, pentru că e emoția aia care se conectează la, la suflet. Și ai trăit așa aproape două decenii, nu 20 de ani, cu toată povestea ta adevărată ascunsă, nu? Da. Ți-ai construit o altă poveste mm -hmm. pe care le -o spuneai oamenilor. Da. Și ce le spuneai oamenilor despre tine? Nu vorbeam foarte mult de... de de părinții mei, de, dar vorbeam, nu știu, îi, aj îi ajutam pe ei, adică, nu știu, ascultam poveștile lor. Aveam actor care zicea, Alina, dar vreau să stau cu tine să-ți povestesc viața mea. Adică erau așa, nu știu, parcă am, poate am fost o terapie pentru lume, nu știu. Erai un bun ascultător. Da, eram un bun ascultător și te dam sfaturi, dar... <hânt> la mine nu, nu, Și nu te întreba nimeni uh... Vorbesc despre relațiile pe care, pe care nimeni nu te întreba. Alina, dar tu ești bine? Ai ceva să-mi spui? Nu, tot timpul aveam sâmbetul pe, pe față și nu spuneam nimic, nu. Doar ascultam oamenii ce probleme au și din ei mă, prin povestea lor mă conectam și înțelegeam foarte mult de mine. E foarte important să stai și să asculti, uh -huh. că atunci îți găsești răspunsurile, atunci când vorbești. E foarte greu să te conectezi cu persoana respectivă, pentru că vine mintea. Și mintea este logică și rațională, și atunci nu poți să iei nicio informație corectă sau să simți sufletul. De aia mi-am și dorit să fac podcastul ăsta cu, cu tine, tu ne fiind un terapeut sau specialist în, în vreun anume domeniu, dar eu cred că foarte multă lume, ascultând mm -hmm. povestea ta, se va conecta da. cu tine și se va regăsi în în povestea ta. Da. Eu cred că povestea asta e multiplicată în milioane de da, exemplare este, este umane. o parte, da. Și de asta am și vrut să vin aici, că poate cineva care ascultă podcastul ăsta are aceeași problemă și e rușine să spună ce acum mi-a fost și mie rușine să spun. Și în timpul ăla e, ți era rușine să spui că ai un tată care e alcoolist sau ai o mamă care e... e... Asta... Asta a fost mentalitatea noastră până. și nu știu dacă mai este, dar acum lumea mai s-a mai deschis uh -huh. și cu podcasturi, și cu ce se întâmplă pe partea spirituală. Și apropo de lumea asta toxică, o să ajungem și la cealaltă lume toxică a, a, a actoriei, a, a filmului, de fapt. A, actoria este o artă. Uh -huh. Dar. Totul este o artă. Orice pasiune, orice job este o artă. Podcastul ăsta e o artă. O creezi. Suntem creatori aici, în lumea asta, să creăm, să, ne, să creăm împreună. Totul este o artă. Doar depinde cum vrei să o transformi și cum vrei să o, să o desenezi și cum vrei să, să, o, să o transmiți. Care a fost punctul tău de sprijin când ai intrat în, în lumea asta, despre care, nu știu, dacă n-am văzut filme, am citit o carte. Dacă n-am văzut o carte, am citit biografii. Uh, vorbim despre abuzuri, uh, droguri, uh, dependențe, lumea supermodelor. Păi, în primul rând, când vrei să pui presiun, vrei să pui emoțiile și fricile în jos, să, uh -huh. le, să nu le aduci la suprafață, bei, te droghezi. Uh, Încep să fii agresiv, încep să te ascunzi, încep să nu, nu vrei să te vadă nimeni. Și dacă tu nu te vezi pe tine, nu te vede nimeni. Și atunci, toate chestiile astea, tu crezi că te ajută să te, să, te descop să te descoperi sau să te conectezi la emoțiile și fricile, dar tu te conectezi de la sursă, te conectezi de la Dumnezeu. Băutura te conectează de la Dumnezeu, nu te, nu te apropie sau te ajută. Te Tot deconectează. Te deconectează, da. Te deconectează. Și eu am băut, și eu am. am dar n-am luat droguri niciodată, pot să spun. N-am luat niciodată droguri. Și cum ai, cum ai putut să fii atât de puternic într-o lume în care, dacă nu te strică anturajul, te strică uh, tentația. Dacă nu te strică tentația, te strică faptul că m pur și simplu te excluzi dacă nu faci precum ceilalți? Da, așa este, nu mai ești acceptată de ceilalți, că nu. ceilalți sunt da. Așa asta, la un moment dat, am decis, am... Din deci, am, am, cauza anturajului am început și eu să fiu ca ceilalți, să fiu acceptată, că credeam că, având abandonul, emoția de abandon, uh -huh. și înseamnă să fii util ție și celuilalt, atunci te bagi în cercul ăsta și, într-adevăr, ca să fii acceptată. Și atunci mi-am dat seama că am mers în viață nimic nu-i greșit. Tot în destinația aia ajungi, dar într-adevăr am, am început să fiu și eu ca ceilalți, să fiu și eu ca să... Dar nu mi-a fost bine și din cauza asta a trebuit să să merg pe procesul de vindecare, să-mi dau seama că îmi fac rău mie și atunci dacă îmi fac eu rău mie, îi fac rău și celorlalți. Ar uh -huh. trebui să mă trezesc să pot să... Și cum ai rezistat tentației drogurilor? N-am luat droguri. Dar cum ai rezistat? Um, nu știu, de mic am avut chestia, nu se iau niciodată droguri. Nu se iau niciodată... Nu știu, am avut așa, parcă și... Poate și Dumnezeu a fost cu mine, nu știu, am fost uh -huh. foarte protejată. Pentru că tu, tu nu erai cu nimeni acolo, erai Singură. Singură da. nu? Da. Aveai un agent din. Da, din da, România? da, aveam agent, da. Aveam. Nu, aveam elit, uh -huh. aveam agenția mea. Dar vedeam pe toți în jurul meu că se drogau, fumau um, și. Ceea ce am văzut, am zis că nu vreau să fac chestia A asta. Ai avut prietene din rândul supermodelelor care, nu știu, și-au ratat cariera, viața din cauza asta? Da, sunt foarte multe care s-au dat. Mai ales să intri și în și ca actor, adică înainte să intri în caracter trebuia să te droghezi sau să fii slab trebuia să te droghezi. Ca să poți să, să stai treaz toate orele alea. Ca a doua zi trebuia uh -huh. să muncești și să fii treaz, trebuia să faci chestia asta, care e foarte sad. Acum toate manechilele care au făcut chestia asta încep să se deschidă și să vorbească de chestia uh -huh. asta, că nu nu este era o chestie manipulatoare și să vorbească de chestia asta că... Atunci nu -a vorbea nimeni. Corect. Nu. Amber La... Valeta a început să vorbească despre... Ce i s-a întâmplat. A fost asta colegă multe. de generație cu tine? Am fost în aceeași da, în uh -huh. aceiași. N-am lucrat împreună, dar am văzut uh, că au început, to toată lumea a început să vorbească despre chestia asta și asta mă bucură foarte mult că se pot face post castiguri astea, ca să poți ca să pot să inspiri pe celălalt, să-i uh -huh. transmiți starea ta pe care poate și el o simte, dar nu poate să o spună sau da. poate să e, se. E clar că vorbim despre o lume cu highs and lows. Uh -huh. uh, Povestește-mi un moment, nu știu, de maximă împlinire și unul de tristă amintire din lumea asta a, a modelingului. O imagine pe care, nu știu, ai vrea să o descrii, de exemplu, în, în carte. Sunt mai multe. Uh, fie, eu cred că majoritatea oamenilor au probleme cu părinții, că sunt alcooliști, că sunt. Eu cred că de aici, încep, de aici începe și procesul de vindecare, pentru că rănile astea care sunt de abandonare, de respingere, uh -huh. de. Uh, le-am văzut la părinții noștri și n-au afectat, dar n-am știut ce să facem cu ei și, cu ele și cum să le vindecăm. Și um, procesul ăsta. Este un proces în care trebuie să accepti ceea ce se întâmplă, să apreciezi și să, să te schimbi. Să, este o alegere. Uh -huh. Mulți nu au o alegere. Asta alții se duc în droguri și asta și se autodistrug și alții, într-adevăr, vor să se schimbe. Și care e cea mai urâtă imagine pe care ai văzut-o? Apropo de decadență, de uh, fugă de, uh, de sine, de pierderea sinelui. La mine a fost când tatăl meu a decedat și n-am am, -am mai avut. am aveam foarte mult egoism că nu vreau să vorbesc cu el. Și atunci mi-am dat seama că prima oară am crezut că e vina mea, dar după aceea mi-am dat seama că nu e bine să țin ura asta și presiunea asta în mine și să-l accept și să-l iubesc așa, este, așa cum este pentru că e tatăl meu. Și asta. Și cum ai trecut prin sau peste? pierderea asta, știind că nu mai poți să dai timp înapoi, că nu mai poți să-și ceri iertare, că nu mai poți să vorbești cu el. Când s-a întâmplat uh, pierderea tatălui? În cean? Acum 11 ani. Uh, a fost un moment foarte greu pentru mine. Uh, am crezut că eu sunt de vină, am încercat nu știu, să fac meditații, să încerc să mă, mă descoper, să încerc ce, ce mă face pe mine fericită, ce... Um, să mă conectez cu sufletul, nu știu, parcă am avut foarte mult... chestia asta, când intri în, în, în faimă și în asta ai foarte mult egoism și pride. Și vrei să-i... Um, vrei să arăți celorlalți oglinda pe care vor să o vadă. Dar nu arăți ceea ce ești tu sau cine ești ce ești tu. Și aici e foarte mare greșeală. Și eu asta îmi făceam. Și adică ai suferit mai... mult? Că bănuiesc că asta nu te-a ajutat. Dacă n-ai renunțat la mândrie, la egoism, o meditație nu cred că te ajută să treci peste eu. Nu nu, pe... nu, nu te-a ajutat. Este ceva... Nu, nu m-a ajutat. Trebuie să treci prin durere. Trebuie să treci prin durere și să toate toate trebuie să accepti totul, să, să, ieri și asta, iertarea. Iertarea e foarte grea și foarte multă lume e greu să ierți, e greu să spui, da, te, te, te iert sau mă iert. Dar tu ai reușit în lumea asta să te atașezi de cineva, de o, să ai o prietenă, o confidentă, o colegă care să fie pe aceeași treaptă cu tine, pe același podium și să poți să-i spui lucrurile astea. Adică nu ți-ai făcut nici măcar o prietenă în lumea modelingului? Ba da, am prietene, dar nu, nu vorbeam despre chestia asta. Nu eram Tot din mândrie? De... Sau de rușine să nu-ți afle pe Rușine, de... rușine care este respectul. Emoția rușinii, care, darul este respectul. De, de rușine, de să nu fii judecată, să fii judecată, să fii înțeleasă greșit, asta înseamnă să nu fiu judecată, să nu, fiu, să nu greșesc ceva, să nu deranjez pe cineva, să nu vorbesc prea mult despre mine sau să nu par eu că sunt cineva sau că sunt mai presus decât persoana respectivă. Toate fricile astea și emoțiile astea pe care sunt trezite și dacă spui, poate te judecă că ai avut părinții așa sau poate dacă n-ai Vii într-o familie simplă, trebuie să te să te transformi în lumea asta, să, să, să fii exact, să le dai, nu știu, să fii perfectă. Să nu. Să poți te ridici să... la așteptările lor. Da, să te ridici te la așteptările lor. Te-ai simțit vreodată exploatată? Exploatată? Emoțional, fizic, nu știu. Pentru o sumă de bani. Nu, n-am făcut niciodată compromisuri. Nu, n-am făcut niciodată compromisul pentru asta, nu. Dar... Aveai colegi care făceau asta? Da. Nu știu, pentru a prinde o prezentare. o... Adică ai prezentat pentru... Ai, ai, ai uh, fost model pentru victoria Secret. Uh -huh. uh, unde nu ajunge da. Uh, oricine. Da. Da, chiar vorbeam într-un interviu și ziceam că modelele sunt foarte rele și într-adevăr uh, încearcă să spună, mai ales în Victoria Secret, încearcă să spună toate felul de piedici să nu le ai contractul. <laughs> da. Dar ce înseamnă, un contract Victoria Secret? Însemna, adică după ce am făcut shooting cu ei, trebuia să fac uh, uh, să fac campania la ei și să iau contractul lui Giselle și atunci Giselle mi-a pus piedică. Giselle Bingham? Da. Giselle, da. Când am făcut Victoria Secret. Uh... Și cum pot să spun un model piedică, oricât ar fi el de supermodel? Um, cum? Uh, M-a luat pe pe mărul mării, pe, pe, pe asta, pe, să fac uh, surfing și ea m lăsat pe, pe malul mării, uh -huh. ea s-a făcut S-a dat prietenă cu mine și m-a lăsat pe mării, acolo în mijlocul mării, care uh -huh. nici nu știam să conduc și a trebuit să vină cineva să mă ajute. Și atunci eu am întârziat la avion, că toată au așteptat pe mine. Uh -huh. Și asta a fost piedica. Punct. Punct. Atât de simplu. Da, și mi-au zis că am întârziat, că nu sunt profesionistă și din cauza asta am pătat contractul și campania. Da. Asta după ce a o colaborare cu ei de... pe un sezon? Pe... Nu, doar începusem să lucrez cu ei. Da. Da. Și ei îți propuseseră să fii da, să să următoarea mm -hmm. imagine după da. Gizel. Da. Da. Pare foarte bună, așa, dacă te uiți la nu? Fetele Marica. sunt foarte rele. Da, pare. Multă lume pare așa de bună, dar când îi cunoști sau când stai cu ei, stai dai seama de comportament și de caracter. Eu, sunt, eu am fost foarte naivă. Am fost o persoană foarte naivă. Credeam în toată lumea și credeam că toată lumea e ca mine. Bună. Da. Bună de orice, dacă cineva are nevoie, ce-ai ce pierdut cel mai mult pe seama naivității tale? M-am pierdut pe mine. Asta am pierdut. Oferindu-le altora da. încredere maximă. Da. Cum ești într-o relație. E ușor să te pierzi pe tine decât să-l pierzi pe celălalt. Pentru că tu nu te știi. Și dacă nu te știi, n-ai cum să, să știi ce valoare ai. Nu știi valoarea. Nu știi identitatea, nu-ți nu nu, nu apreciezi darurile, nu te apreciezi uh -huh. pe tine și atunci e mai ușor să... Și asta foarte multă lume face. Și în momentul în care te uite... Da, cu, to cu toate astea mi se pare că ai avut ceva. Ce ai primit de acasă sau... Uh, din comunitatea, societatea în care te-ai născut. Ai avut demnitatea asta la care n-ai renunțat uh, niciodată. Uh -huh. Ai făcut excese, dar niciodată nu ai consumat droguri. Ai făcut compromisuri, dar niciodată uh, nu ai uh, oferit avantaje uh -huh. uh, fizice uh, cuiva. Uh, și asta voiam să te întreb. Uh, Colegile tale făceau asta? Ai văzut asta în jurul tău? Și cum te simțeai tu? Când ai crescut în lumea asta? Crescut, da, am crescând văzut, în lumea asta? Am văzut și n-am vrut. Am văzut multe întâmplări, dar când ești în situația aia, zici eu nu o să fac așa și încep să judeci omul. Pentru că, nu știi, you don't know better. Uhum. Dar după aceea când îți dai seama, poate omul are aceeași probleme ca tine, din copilărie, sau poate are, dar dacă noi nu comunicăm și nu ne cunoaștem să ne descoperim, atunci e toată lumea încearcă să arate ceea ce vrei tu să vezi. Asta, este, asta se întâmplă și în Hollywood și asta se întâmplă peste tot. Hmm. E important să fii sincer și corect cu tine și să spui că poate poți să-l ajuți pe omul ăla sau poți să-l trezești pe omul ăla din problema lui. Noi suntem puterea exemplului și ai asta, cercat, asta contează ai încercat să avta. ajuți pe cineva sau să schimbi pe cineva? Da, am am încercat în relațiile mele să schimb bărbații cu care eram, <laughs> dar n-am putut. N -am, nu n -am, se poate. Nu, nu se poate. Asta... Singura care poți să te schimbi ești tu. Aici e cheia. Tu ești cheia și tu, tu poți să deschizi. Să deci înțeleg că tu aveai uh, imaginea asta sau îți crease ace această imagine de de fapt, era o poză. Mm -hmm. O fată superb, de, de, de frumoasă, cu un zâmbet impecabil, blândă, care stă și ascultă pe, pe toată lumea. Dar n-ai pozat niciodată în, în victimă. Adică, eu vin dintr-o țară este europeană, am nevoie de, de ajutor sau. Nu. nu. Nu, pentru că făceam foarte mulți bani. Adică, la mine nu a fost problema de de chestia asta. A fost problema de ce era anteriorul meu. N-a fost problema de ce era în exterior. N A fost problema că ce mă macina pe uh -huh. mine de că nu puteam să, să... Nici nu știam cum să arăt să-mi gestionez emoțiile. Deci și ce înseamnă foarte mulți bani? Eu nu știu dacă supermodelele de acum... Nu știu dacă mai există supermodele acum. Da, da. Atunci, da, erau foarte mulți bani. Ce înseamnă foarte mulți bani? Pe la vârsta de cât la 17, 17 ani. am vrut să iau casă lui mama în același bloc, să iau câteva apartamente. Adică făceam foarte mulți bani. Să iei mai multe apartamente momentale? Da, mamei Da. Și în nu București. Întâmplat, nu, da, nu s-a întâmplat că tata a venit, a fost foarte gelos și atunci uh, ne-am făcut... Uh, pentru că părinții mei mă vedeau tot timpul și acum mă văd. Mă văd foarte mică, știi? Când te duci și acasă, oricine se duce acasă, să te tratează ca pe un copil, uh -huh. nu te tratează cum, cum ai crescut tu și cum te-ai te maturizat. Și atunci, cum tu dai toți bani Cum de tu ai asta? Dă-ne nouă, dă-ne... Adică... Ți-a cerut vreodată tatăl tău bani? Tatăl meu, da, nu, nu nu suporta când vedea că eu sunt mai sus decât el și eu fac mai mulți bani decât el. În am loc să fie mândru? Da. Adică nu putea să fie mândru de fica lui? Nu. La noi era competiție. Suntem amândoi scorpioni și era competiție între noi doi, dar nu știu de ce. Dar ai văzut vreodată mândru de tine? Uh, nu, prea arăta. nu prea arăta. Te certa după ce ajunseseră să-i celebră deja internațional? Uh, nu că mă certa, dar avea așa, dacă eu sunam pe mama, zicea, a, iar te sună fata ta, iarte asta. Adică era, nu știu, parcă. Gelos. Nu, da, era asta gelos, da, gelos. Dar era gelos și, nu știu, probabil vroia atenție sau probabil nu-i nu, -i, nu -i convenea ce Cred că doar era un bărbat foarte sensibil. Da, probabil. Și n-a putut să ajungă la un nivel așa de probabil și de atunci nu știa cum să gestioneze. Da, ce îmi spuneai mai, mai devreme, că pe tine te-a marcat în relațiile pe care le-ai avut, relația pe care ai văzut-o între mama și și, și tata. Uh, au încercat bărbații, deja intrase în niște cercuri foarte înalte, au încercat bărbații să fie s -s salvatori ai tăi. Uh. Nu, eu cred că în relațiile pe care le-am avut, îl căutam pe tatăl meu. Asta, Acasă clar. tatăl meu, da. Când ești, într -o, când ești tânără, îl vrei, vrei pe cineva mai în vârstă ca uh -huh. să te protejeze cum ar fi tatăl tău. Că dacă n-ai avut o relație cu tatăl tău, atunci ai atragi. Uh -huh. Și asta m-a tras. Relația pe care am avut-o de 5 ani de zile, asta m-a tras. Dar nu mi-am dat seama până când am văzut, m-am simțit în situația aia de, de victimă. De umilință, de victimă. Și asta erau... Vorbești despre relația ta cea, cea mai de lungă durată, Da, cea nu? mai de lungă durată, da. Cu, cu Brad. Cu Brett. Da. Regizorul... Uh -huh. Regizor, producător, nu? Da. El a făcut Rush Hour, pri Prison Break. Uh -huh. uh, și pe care tu o consider cea mai uh, lungă, da. lungă și serioasă relație da. a ta și care te-a afectat cel mai mult, înțeleg. Ai investit cel mai mult emoțional acolo și da. te-a afectat cel mai mult. Da. Dar m-a afectat pentru că eram într-o relație cu tatăl meu. Relația hm. pe care o avem cu el. Dar nu mi dădeam seama, fiind mică, nu mi-am dat seama, dar uh, suferim foarte mult în relația aia, având, făceam bani, făceam, aveam tot, dar tot în sufletul meu eram neîmplinită și eram rănită. Din cauza că bătea la ușă copilăria mea. O relație în care tu ți-ai dorit și copii. Da, am vrut să mă găsoresc să am copii. Pentru că așa este, dar la 25 de ani trebuie să te găsoresc să ai copii, hm. că ești programată. Și atunci, dacă nu s-a întâmplat, m-am supărat, și bine că așa a fost. Dumnezeu știe cel mai bine pentru noi ce este bun. Și în relația asta, tu te-ai văzut în unele ipostaze, situații, te-ai văzut mama ta în relația cu tata? Da. Da. Da, m-am văzut. Da. Și minte că mama mă sunat tot timpul și îmi spunea că uite, tai că tu din nou face scandal și asta ce mă fac, ce mi asta. Adică mama îmi dădea telefon și îmi spunea, uite, m-a lăsat pe stradă, ce fac? Și, și zic, ție ți se întâmplă la fel? Nu, nu mi se întâmplă la fel. Eu trebuia să mă duc să o salvez pe mama din situația aia. Adică eu, pur și simplu, chiar dacă eram într-o relație toxică, tot la fel eu mă duceam să o salvez pe mama uh -huh. tot, nu m-am mă, nu mă gând, gândit la mine. Și ai zburat vreodată în România ca da, să o da. salvez pe mama? Da, am zburat i-am luat casă în sfârșit și i-am zis în 48 de ore nu mă interesează divorțezi și ți-au ți ți iau casă, nu mai te întorci la casă da, a fost, adică lumea, lumea nu știe viața adică vede o fată frumoasă a ajuns departe, totul e perfect celebrity și asta, dar lumea nu știe de unde de unde ai venit și ce s-a întâmplat înainte, și. Da, eu am, am fost o, un, un mască, un clon pentru lume ca să arăt că sunt bine. Dar tu îi povesteai mamei tale despre uh, relația ta? Care probabil nu. Da, spunam... Mă rog, tu nu trăiai ce trăia mama ta, dar cumva era același tipar de da. abuz. Da, mama spunea: Toți bărbații înșală. What? Nu e adevărat. Toți bărbații în șale, e ok, toți bărbații șale. și Așa, asta am crezut. Asta am crezut, am crezut că cineva care te, te ceartă, te se împacă cu tine este, este ok, relația așa este lumea. Pentru că dacă te naști în lumea aia și nu vezi alte persoane, alte exemple, tu aia crezi. Și ai stat 5 ani într-o relație în care erai înșelată, considerând că e o normalitate, pentru că așa ți-a zis mama ta, iertând? Da, iertând. Da, se întorcea tot timpul la mine și... Da, asta am crezut, asta am crezut că este, așa este lumea, că n-am știut mai mult decât... A... N-am avut foarte multe relații. Dar știi ce e ironic? Că nici măcar nu stăteai uh, cum ar crede unii pentru bani. Tu câștigai foarte mult mm -hmm. în, uh, în, în perioada asta. El... Eu... Era un regizor mm -hmm. producător de succes de la Hollywood, cu un da. de zeci de milioane de, de dolari. Uh, nu stăteai pentru bani? Nu. Nu, Dar ne pentru aveam, ce? aveam banii mei. Pentru că eram conectată emoțional de el din cauza trecutului meu. Asta a fost toată chestia. Și ai povestit vreodată asta? Nu. Nu, nu, nu i-am povestit, că n-am putut. Aveam foarte multă foarte multă anger, foarte multă furie, foarte multă... Și el avea probleme, dar și el avea probleme. Și el avea probleme cu lui care devenise homeless pe stradă, care lumea nu știe. Și mama lui care era, adică mama lui l-a făcut la 16 ani, adică amândoi ne-am... Tu atragi exact ce ți se, ce se, se întâmplă uh -huh. în trecut și de unde vin din copilărie. Amândoi eram broken, broken houses. Broken heart. Da. și nu înțelegeam ce se întâmplă cu noi. Dar depinde pe ce căi pe, pe ce, pe ce că o, o ei, pentru că întotdeauna ai varianta asta, care nu-i simplă, poate să fie chiar mai dureroasă, a vindecării pe care ai luat-o tu. Altfel, citeam despre fostul tău partener că mă rog, a făcut parte din valul ăsta de, de me too, adică o grămadă de actrițe foste Partenere l-au mm -hmm. acuzat de, da. de abuz, de violențe și așa mai departe. Da. Tu n-ai făcut asta? Nu. Uh, el era foarte flirtos. Cum? Și, flo f flirting. Ah, da, da, da. Era. Da. da. Și lumea nu înțelegea foarte, foarte bine. Și din cauza că flirta cu fete, asta și a căzut în chestia aia. Uh -huh. Adică mie mi se pare că a fost prea mult miciu ăsta și pentru adică, el. Adică nu merita. În, în toată lumea eu cred că a fost uh -huh. prea mult, pentru că sunt sunt povești povești e adevăr și adevăr, tot timpul este bad and good uh -huh. în poveste și sunt două tipuri de povești întotdeauna. Dar îmi pare foarte rău pentru el că a intrat în chestia. Nu doresc răul la nimeni și dar Având comportamentul ăsta și pentru că mama lui spunea, nu îi spunea niciodată, nu îi spunea da, și asta am observat viața lui, atunci el și-a permis orice. Și atunci când a venit valul ăsta și el florta cu fete, vorbea cu ele și uh -huh. nu neapărat le făcea ceva, dar așa era personalitatea lui uh -huh. și caracterul lui, din cauza asta a căzut. Din cauza asta s-a... Ai, ai mai vorbit cu el după ce v-ați despărțit? Uh, în timpul ăla când ne-am despărțit în 2007, da, doi ani de zile m-a sunat, am vorbit, uh -huh. l am încercat să-l ajut să treacă peste chestia asta, dar eu am terminat relația. Și tu ai terminat-o? Da, eu am terminat-o. Prin telefon. <laughs> da, eu am tu fiind în România? Da. Nu fiind în Los Angeles. În Los Angeles. Pentru că mama mea, uh, tot așa, era bolnavă și trebuia să-și pună stand și am stat trei luni de zile cu ea și am avut grijă de ea și când m-am reîntors am vrut să-l vizitez și mi-a zis să nu vin weekendul ăla. Păi de ce să nu vin weekendul ăsta? După trei luni. Da, da. După mai, 3 luni. mai stai un weekend da, la hotel. Da. Da. Exact. Și a zis știi ceva? It's over. Și m-am... Oricum mi-a zis tot timpul, dar de ce o ajut foarte mult pe mama ta? De ce ești? Zic pentru că asta sunt eu, așa oh. sunt românii, sunt, ajută familia, sunt acolo pentru familie. Și asta asta, asta îmi spuneam. Deci un, un bărbat gelos pe mama partenerei. Da. Exact, Probleme. exact, exact. Probleme mari. Da. Vorbeam înainte de înregistrare, uh, Alina, despre lumea asta Hollywoodului, uh -huh. uh, în care tu ai intrat la fel, uh, foarte, foarte tânără. Cred că prima oară ai filmat pentru Conan. Da. Prima oară a fost uh, ăsta, filmul Shallow How. Uh -huh. Aveam 18 ani, așa. Și pentru Conan Barbaro ai filmat. Da, da. Da, am filmat în 2011. În 2011. Uh -huh. uh, și, și îmi spuneai că nu e deloc echilibrat emoțional lumea asta. Nu, nu este. Și că e fix doar o uzină de vise. Da, pentru că tu, cum avem și noi probleme din copilărie, uh, credem că găsim în Haliu, găsim paradisul și găsim iubirea de iubirea pe care o vrem de la care am vrut-o de la părinți uh -huh. și nu o vrem de la părinți și o vrem de la, de la Hollywood și de la alți oameni sau vrem apreciere uh, și intrând într-un caracter și uiți tot așa, îți pui, îți pui emoțiile și fricile, uh -huh. ți le pui supraise și încerci să intri în alte caractere, să trăiești alte povești și, astea și atunci când se termină povestea aia sau filmul ăla, din nou intri în depresie, din nou încep să pentru că te, îți bate tot timpul la ușă copilăria, adică e, trebuie să fii sincer cu tine ceea ce ți se întâmplă, dar mulți e, cum să spun, e, o, e un business uh, pe bani. Este și bani, dar este, este te joci cu sufletul. Te joci cu sufletul și atunci când te joci cu sufletul și îți joci bine și intri într-o lumină mai dark, atunci mai închisă, atunci aici te refer să la te -o aici te refer, nu știu îți cade un rol și trebuie să intri în rolul ăla atât de bine uh -huh. încât te identifici cu el da, da dar mulți he, he, uh, help, he, he died din cauza că, legion, da. a murit din cauza că nu mai putea să iasă din energia aia, nu mai putea să iasă din uh, It's a math act, a math acting. Uh -huh. Nu mai putea să iasă din rolul ăla. Adică, dacă joci un cerșetor, trebuie să fii uh, da, cerșetor Dan... o perioadă ca să îl da. joci cel mai bine. Da, pentru că ui... altfel nu. Da. Ești nominalizat la Oscar. Da, da uite, Daniel de Lewis, tot uh -huh. la fel, e cel mai favorit actor al. pentru mine, uh -huh. adică cel mai. Uh, Actorul tău preferat. Da, actorul meu preferat. Și el a ajuns, el face numai mafic acting. Dacă trebuie să fie cerșetor, el stă cu cerșetorii un an de zile până intră în uh -huh. caracterul ăla și joacă filmul. E foarte periculos. Dacă nu ai în spate uh, o structură uh, vindecată sau ceva care, nu știu, te reîntorci la familie, ceva care iubești și, nu știu, uh -huh. ceva adică care... Adică dacă te... ai un echilibru în viața de, în echilibru, personală. Da. Știi vreun actor nu știu, de care să fie apropiată, uh, care să aibă echilibrul ăsta după, după un rol? Sau ca să fie acolo trebuie să-ți vin sufletul neapărat? Nu știu dacă trebuie să-ți vin sufletul, Exagerez. dar... Exagerez. Eu sunt și poet în da, timpul da, liber. Da, da, da. Nu cred că trebuie să-ți vin sufletul, dar uh, intri în niște... În niște vibrații, să zicem, uh -huh. care sunt întunecate, care sunt foarte joase și întunecate. Că e vorba de vibrație. Toată lumea e pe vibrație. Când te conectezi, te conectezi pe vibrație. Uh -huh. Pe starea pe care o transmiți. Și. Nu știu, dar eu, citind biografia la fiecare actor din Hollywood, pe mine m-a îngrozit. Adică eu nu înțelegeam cum intră oamenii ăștia, cum plâng, cum intră în caractere. Și mi-am dat seama că ei se conectează la, la copilărie, la ce uh -huh. s-a întâmplat lor. Păi cred că e și o tehnică în actoria asta, da, nu? Da, da. Merlin Moreau. Ai văzut ce viața a avut săraca. Tot la fel. Adică... Noi ne uităm la filme, totul e, totul e frumos, înțelegem, ne conectăm, dar e o chestie care o creezi, deschizi un canal, creezi o stare, nu e așa de ușor. Adică sunt mulți care s-au sinucis. Da, te-a pregătit cineva pentru, pentru asta. Prima ta relație importantă a fost cu, cu Vin Diesel, nu? Uh -huh. În care, iarăși, tu îți căutai tatăl. Da. Spui, uh, nici măcar el nu te-a pregătit pentru asta? Nu, dar și el, uh, adică nici el nu știe cine e tatăl lui. Uh, și el era la început bodyguard, înainte să fie faimos. Adică și el a avut o poveste foarte grea și uh -huh. din cauza asta, pentru că ai așa de multă ambiție și nu, uh -huh. nu ai emoții și nu ai frici, ajungi în locul ăla. Ca și cum ai merge la război. Da, ajungi, frica. ajungi în locul ăla, dar după aceea încerci să să te. Îți dai seama că. Nu știu, nu pot să spun locul lui, dar știu că și el avea probleme cu tatăl lui. Nu știa niciodată, n-a știut cine e tatăl lui. Adică a fost, a fost greu și pentru el. Și s-a simțit asta în relația pe care ați avut-o? Tu, tu ai spus că el își da, dorea copii, că, dar tu erai da, prea Da, pentru că tânăr. el. El nu vroia să, el nu credea în căsătorie, el nu credea în asta, că vrea să aibă copii, dar nu credea în feritel, iubire și asta. Și tu te visai în. Da, eu întotdeauna m-am visat, că tot timpul sunt visătoare. Rochie? M-am visat în Rochie, în. Albă. <laughs> da. De mireasă. Da. Le că prințes, da. Și nu i-ai spus că fi... noi, fetele din România, așa suntem, Da. ne visăm mirese. Da. Și da. nu l-ai convins. Nu l-am convins, și din cauza asta, și nu mi-a arătat sentimentele să-mi spună, pe păi, la țin la tine, îmi place de. nu-mi spunea nimic, absolut nimic, și din cauza asta, asta este tiparul familiei care l-am văzut la mama. Mama face, știi că sunt cinci limbi ale iubirii, act of service, physical... Cele timpul, cinci limbaje da, ale iubirii. Da. Chiar am pregătit ceva pe final despre, despre asta. Da, și a, asta. și mama tot timpul. Îmi, îmi face de mâncare, îmi face de toate. Dar zic, mamă, mă, dar tu mă iubești? Și zice, da, cum să nu te iubești? Tu nu vezi că îți fac de mâncare, îți calc și asta. Asta e limbajul meu. Asta e limbajul meu. ei. Așa era și vin, tot la fel. Era totul pe... Îmi făcea, cum să spun, mă duceam în vacanțe, asta, dar... Servicii. Servicii, da. Dar service. limbajul tău... Dar limbajul al... meu niciodată nu mi-a spus, băi, îmi ziceam thinking of you. Zic, cine n-ai băi thinking of you? Tot timpul îmi scream thinking of you. Zic, what the hell is thinking of you? Alina, poți să ghicesc care e limbajul iubirii la tine? Principal. Vorba. Cu, nu. Care? Atingerile. contact. Contactul. Contactul. Nu? Poate, una dintre ele, da. Și, și, cuvintele. De cuvintele, da. Adică nu mă gândesc la tine, ci mi-e dor de tine. Da. Păi și noi ai spus că noi românii avem un cuvânt universal no. care se numește dor, intraductibil, să-l înveți cuvântul Aia dor. Să spun o chestie, știi ce e pro problema dintre România și America? Rom Americanii, mulți, cred că m am avut, I love you, I love you, dar mama zice, că am adus-o pe mama în America, păi dar asta îmi spune I love you, le zice la toată lumea I love you, I love you de pe stradă. Americanii, lucrurile astea le, le folosesc foarte ușor. I love you, I miss you, uh, mă dor de tine, uh, te iubesc, dar noi, ca să-mi zicea, da, mă iubești, băi, nu, 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 simt acum, adică nu, era foarte greu pentru mine. Asta a fost foarte greu în relație să, să, să ne conectăm mm -hmm. la chestia asta, pentru că ei gândesc altfel. Tu Americanii nu sunt altfel. Ai încă să-i spui că îl iubești. Nu. nu Și el că nu pricepea se... cum e posibil asta. Da. Da, pentru că e foarte, e, e foarte greu să spui cuvântul ăla. Adică trebuie să-l simți. România. Da, trebuie să-l simți. Asta Asta este, aici e rădăcina mea, așa m-am învățat uh -huh. să, să. când fac ceva să simt. Dar te gândești, a, dacă îi spun ai love you, după aceea și -o ia în cap, știi? Sunt și chestiile astea care își. începe să. Deci, să fie tu, un joc. Tu aveai nevoie de. de, de foarte multă tantrețe, de a fi. de a-ți să spune. Cuvinte o cu adevărat uh, valoroase da. și tu nu primeai lucrul ăsta. Nu, nu primeam. Tot timpul și Brad îmi dădea diamante, îmi făcea toate cadourile, dar zic, dar spune -mi și mie, ce simți? A, ia-le, ia-le, ia, -l, ia, -l, ia -l. Nu, nu putea să-mi să spună, uite, să-mi spună o poezie sau să-mi zică, nu știu, să-mi uh -huh. să scrie ceva. Nimic. Mi-a dat odată la sfârșit, mi-a dat un caiet cu toate... Scrisorile din 1900 de la războiul, care, ce, care, scriau, care scriau la război scriau scrisori. Uh -huh, de dragoste. De dragoste, și mi-a dat un caiet. Pentru mine, ce caietul ăla? Vreau să-mi spui, să mă explici, să. <laughs> și cu toate astea, n-ai avut niciodată o relație cu un român. Ai zis că n-ai putut. Nu. Nu, pentru că. Poate în... Noi, bărbații din în România, încă mai știm să spunem. Mi-e dor de tine, frumoasă. A, am avut foarte mulți evrei, mulți evrei. Am avut relații cu evrei. și uh -huh. A fost altă, altă poveste pe care tot la fel am făcut-o din... Nu știu, din... Așa, m-am repezit fiind făcând același holiday cu uh -huh. prietenul meu care era evreu. Atunci era, uh -huh. era mai ușor. Ne-am avut... N-am avut timp să mă dezvolt ca credință, uh -huh. ca mentalitate. Am plecat de mică, la 14 ani am plecat exact. prima oară. Ce poți să înveți la 14 ani? Și am și lăsat școala în spate din cauza carierei. Tu n-ai terminat mei, școala în România? N-am terminat ori liceu, uh -huh. pentru că la liceu am intrat când am... Când am când am câștigat. Elite modelul, mode look. da. Uh -huh. Și familia mea, când m-am întors, familia mea mi-a zis că trebuie să merg pe drumul ăsta. Dar eu niciodată n-am ales, asta zic. Eu n-am ales niciodată ceea ce vreau în viață. Sau... Păi și tu ai fi vrut să-ți termin școala? Da, aș fi vrut să-mi termin școala. Și da. familia a zis nu, că tu câștigi bani să ne iei apartamente <laughs> no. o, o scară întreagă de bloc. Nu, așa, dar s-a gândit să merg pe. Așa a fost să fie. Uh -huh. S-a gândit să merg pe drumul ăsta că asta mi-e mai bine, asta au, asta au decis ei. E asta un regret? Nimica nu e regret. Nu. Nimica nu e regret pentru că lucrând acum la mine mi-am mi dat seama că poți să te educi uh, poți să te educi altfel. Adică mulți care au fost, sunt cunoscuți și sunt, uh, au ajuns la un nivel foarte sus, n-au terminat școala. Dar uh, e bine și să termini școala, dar Asta a fost drumul meu, a trebuit să mă să mă educ, să mă uh -huh. duc la școală acolo. M-am dus la NYU, am făcut niște cursuri la NYU, la uh -huh. UCLA. Uh -huh. Am simțit, am simțit că am nevoie de knowledge, am nevoie de să să-mi... să, să, să învăț ceva, să mă Și desprim. cumva tot pentru învățare și uh, evoluție personală ai stat și lunile astea în România și o să ajungem imediat și acolo. Dar înainte de asta vreau să știm ce ai avut de uh, tratat și de unde a început calea asta spre, spre vindecare. Aș fi vrut să te întreb dacă a existat printre relațiile pe care le-ai le -ai avut un bărbat care ți-a oferit limbajul ăsta al iubirii de care aveai tu nevoie. Nu. Dar cum e posibil așa ceva? Adică nici măcar unul, așa e, înseamnă că așa e ales tu. Păi am zis că atrăgeam exact ce, ce, era în mine, de, ce am mm -hmm. văzut la părinți. Asta, de asta a trebuit să fac, am făcut o pauză de trei ani de zile ca să pot să ajung în momentul ăla să-mi dau seama ce se întâmplă și ce am în mine și ce atrag. Pauză de? Pauză de tot. De, de Nici o relație? Nici o relație, nimic. Ca să pot să înțeleg. Asta am vrut, am vrut să vin aici în România, să lucrez la mine și să înțeleg de ce eu atrag și nu pot să mă conectez, că era și, era și cariera, era și relația și atunci nu știam să aleg între carieră și relație, eu nu credeam că se poate, pentru că mama mea mi-a zis, a, tu trebuie să te căsătorești, să ai copii, să asta, lasă cariera, că bărbatul Și da. bărbatoare cariera, exact cum era pe vremuri. Și atunci eu asta m-am avut în cap și asta m-a tras până când mi-am dat seama că asta nu sunt eu, este mama mea, este ce-și ce doresc părinții mei. Nu știu ce doresc eu sau ceea ce sunt eu. Da. s am pus întrebarea asta la, la început. Bănuiesc că ai, ai luat pauza asta de la tot în momentul în care ai ajuns la fund. Da. Am pierdut... Uh... Ce a fundul emoțional? Uh... Care-i imaginea aia cu, cu mine... Atingând fundul oceanului. În primul rând, când m-am dus în România să am grijă de mama să-și pună stand la inimă, uh, i-am zis lui prietenul meu: Uite, plătește și tu, nu știu cât era, câteva sute de dolari să plătească, uh, am pus totul în storage. Și vreau da. să spun că, când m-am întors din America, am venit cu un bagaj și tot storage-ul meu a fost auction, nici nu l-a interesat el avea premiere la ăsta Brad, avea premiere la Hercule și nici măcar nu l-a interesat să aibă grijă. Ca prieten i-am zis, că am avut și eu, l-am ajutat și eu. Cu nu multe. mai erați uh, împreună. Nu mai eram împreună. Și tot storage-ul, pantofi, aveam vreo 200 de pantofi, haine, blugi. De bine, eram și disperată cu să-mi cumpăr pantofi care nici nu erau buni de mine, dar doar să am în colecție, să am acolo în vitrină. Și asta a fost cea mai mare lecție din viața mea, să nu mai fiu atașată de, de materialism. De ceea ce este afară, de lucru. De lucruri după mine. Deci tu ai plecat în România ca să ai grijă de mama ta uh -huh. și ți-ai lăsat într-un depozit uh -huh. da? uh, unde se plătește o chirie lunară. Da. da. Toate lucrurile personale. Toate uh -huh. lucrurile personale. Toate. Și toate au fost vândute? Toate au fost vândute. Și te, când ai descoperit asta când ne-ai întors în state? Da. Și nu mai aveai nimic? Nu. Păi și când i ai dat. Ai zis mesaj... ce, sunt niște lucruri, ce... Probabil pentru el, dar pentru tine erau toate da, lucrurile. Da, da, da. tot, mobilă, tot. Era câteva sute de mii de dolari, era în, în... Era toată casa mea, tot ce am pus, am pus în... Da, și am învățat. Dar și lui Perisilu ni s-a întâmplat chestia asta. Adică nu e de rușine sau asta. Adică uh -huh. eu sunt sincer și spun chestia asta. Dar... Um, am realizat că nu mai trebuie să fiu atașată de materialism. Adică, ceea ce îmi dau sunt Am tai, înțeles, da. Și lui Periselton Hilton i s-a întâmplat, dar Peris Hilton poartă numele Hilton. Tu da, porți numele Pușcău. <s ü> știu, știu. Cam asta e diferența. În fine, deci a, asta crezi că a fost lecția supremă: să nu te mai atașezi de material. Da. Și asta a fost începutul călătoriei tale. Da. După care ai luat pauză. Da. Și călătoria asta a început în state sau în, în România? Am început-o. Nu, călătoria am început în state să-mi dau seama că trebuie să, să mă doar la mine să încep să lucrez și am încercat să găsesc oameni cu care trebuie să lucre. Știi că fiecare își găsește un psiholog, uh -huh. ceva să vorbească, să se deschidă, să toată lumea are aceeași problemă, nu numai eu. Asta, asta am observat și la asta ne conectăm, de la, la poveștile pe care le-am trăit din copilărie. Dar crezi că toată lumea are aceeași rezolvare? Depinde ce alegi. E vorba de, aleg, de alegere. Ori alegi să te autodistrugi, ori alegi să te vindeci. Dar este un proces foarte greu și durează timp. Adică trebuie să lași totul și să fii... Ce te-a ajutat pe tine? Care a fost alegerea ta bună? Alegerea mea a fost să. Pentru vindecare. A fost să nu mai mă mint, să fiu sinceră cu mine, să mă deschid, să spun ceea ce simt, să nu-mi fie frică de nimic. Ai refuzat să mai intri în relație doar de dragul de a fi într-o relație? N-am intrat într-o relație, sau nu știu. <laughs> Mi-am făcut. n-am făcut lecția, știi că după ce, după ce ai lucrat la tine se vede când întâlnești uh -huh. persoana respectivă, să vezi dacă ți -ai, ai lucrat lecție, dacă. Uh -huh. Ți-ai făcut temele bine. Um, am înțeles oamenii. Am înțeles ce era în afara mea. Am înțeles oamenii de ce vin în viața ta. Oamenii vin în viața ta să trezească niște emoții care tu te ferești sau tu le ai înăuntru și nu le vre nu poți să le gestionezi. Omul ăla, Și am învățat ca oamenii care vin în viața ta să le mulțumești pentru că au venit în viața ta și au trezit emoțiile astea. Și -au, e ca un cadou. Tot ce este nestereolul tău e ca un cadou. E adevărat. Dar pe de altă parte, că vorbeam despre Hollywood, la Hollywood pare că toată lumea face terapie, toată lumea este pe wellness, dar nimeni nu-i bine. Da. Tot o urmăresc în ultima vreme pe Emily Rata, niciodată n-am știut, M. Rata. Mm -hmm. Emily Rata-i Kovski? Super, super modelul. Iar are și un podcast despre, despre mm -hmm. asta. Asta zic că pare că toată lumea e la terapie, dar nimeni nu, nu e bine. Tu ce ai făcut uh, practic ca să fii bine? Pe cine ai întâlnit? Uh? Uh, pe cine am întâlnit, nu știu, eu am simțit. Am simțit uh -huh. că eu trebuie. Am văzut și ce este în afara mea și am văzut ce se. Ce se... Am văzut ce se întâmplă și mi-am dat seama că noi suntem conectați. Noi suntem conectați prin ceea ce, prin poveștile noastre, uh -huh. prin, prin ceea ce am trecut, prin ceea ce am văzut la părinți și mi-am dat seama că nimeni nu e mai presus sau mai jos de inferior sau de, uh, superior decât mine, doar că totul e comun și mi-am dat seama că de exemplu, anul trecut trebuia să fiu într-un fem la Hollywood să joc uh, nevasta lui Brad Pitt și atunci a am să fie un film, să vezi. Îmi puneam tot felul de povești, că o să ajung acolo și... Și mi-a dat Dumnezeu o palmă și m-am îmbolnăvit și atunci mi-am dat seama că a fost un cadou pentru mine. În filmul ăsta, Noalul Bretuit? Da, da. În Babilon? Da. Și te-ai îmbolnăvit? M-am îmbolnăvit, am făcut... Uh, uh, boala, virusul pe care... Boala vieții, uh, da. COVID. da. Așa. Și... O formă destul de gravă am citit. Da, adică Da, fost foarte a... gravă, da. Da, foarte gravă. Și atunci mi-am dat seama că trebuie să fac ceva, trebuie să să mă să, să accept Tot toate trăirile mele care sunt dureroase, să le accept și să... Și tu luasei rolul ăsta? Luasem rolul, dar fata pe care... Deci... Ei au ales sofata, pe timpul pandemiei, și ea n-a putut să-și aviză. Și atunci au zis că nu vor să riscăm să o așteptăm pe ea uh -huh. să-și avize și au făcut din nou m-au și m-au găsit pe mine. Și a trebuit să vorbesc și ungurește. adică nici măcar limba, nici măcar engleză, uh -huh. a trebuit să învăț ungurește. Și m-au ținut două, două luni, m-au ținut în hold și tu la ultima ai pregătit secundă. Pentru rol? Da, m am pregătit <coughs> pentru rol. Bine că era secret, e secret, îți dau uh -huh. câteva... Replici. Da, câteva replici. Și le-au plăcut foarte mult și mă și încurajau. Adică îmi spunea, wow, ce talentată ești, să vezi ce frumos o să iasă, dar, ești, dar au, ai, viz, ai, ai viză? Că eram și în vacanță cu familia. Uh -huh. Dar e sigură că poți să vii pe, pe datele astea? Tot mă ațățau, știi? Și eu, wow, wow, îți dai seama. Eram... Uh, Eram foarte entuziasmată, dar, și după aceea, mi-au zis că le pare rău că fata a sunat și a zis că fata care au ales-o, probabil aveau contract cu ea, n-au avut, avut timp să facă uh -huh. contract cu mine, a, și-a luat viza. Și i-a dat ei rolul. Moment în care bănuiesc că n-a fost ușor de negociat cu ego-ul tău. Da, exact. Dar tot în țară înțeleg că ai găsit înțelegere, alinare și vindecare. Da. Poți să povestești puțin despre călătoria din ultimele, ultimele luni? Da, am, am lucrat cu un healer aici, în România. Am lucrat acum doi ani de zile cu el, dar n-am putut să stau, că trebuie să stai o perioadă, două luni de zile, ca să poți să, să lucrezi, uh -huh. ca lumea să înțelegi tot felul, să înțelegi procesul. Și... Mi-am adus aminte când am venit în România, după ce mi-am luat cetățenia, mi-am adus aminte de el și i-am zis că vreau să lucrez și sunt serioasă. Și de asta am stat și perioada asta, ca să pot să lucrez, să înțeleg ce se întâmplă cu mine, să înțeleg emoțiile, să înțeleg fricile, să înțeleg de ce oamenii ăștia vin în, vin în viața mea, care sunt lecțiile mele. Și procesul ăsta a fost un proces de, de autocunoaștere. De reîntoarcere la sinele tău. Mm -hmm. de Viața e un cadou, dar noi zicem... Dădeam vina pe mama, dădeam vina pe tot ce s-a întâmplat, dar eu am ales. Noi alegem. Um, noi alegem karma asta, noi alegem părinții noștri. Și atunci tu trebuie să te să vinde și karma lor, dar să vinde și karma ta. Și atunci asta asta s-a întâmplat am înțeles că nu e vina nimănui e doar vina mea și alegerea mea să merg pe drumul ăsta și am început să lucrez la înțeleg fricile de ceea ce mi-e frică eșecul mai ales, succesul în perioada asta n-ai mai intrat în nicio relație Nu, nu că n-ai voie să intri într-o relație adică poți să poți N-ai voie, totul e permis Alina Nu, îți spune că nu ai voie în procesul ăsta n-ai voie pentru că poți să alegi da, dar poți să alegi emoțional uh -huh. și din nou te reîntorci la ce-a fost. Și atunci e, e, e mai bine să fii singur, să înțelegi oameni să-asta de e mai bine să fii singur, singur ca, să poți să, uh, ca să poți să lucrezi la tine. Să nu te atașezi de nimeni emoțional. Să știi că, că emoțiile și fricile se joacă cu noi și mintea se joacă cu noi. Să deci știi practic ai scos toată copilăria aia suprimată uh -huh. Ai scos-o din ladă, din valiză, mm -hmm. o valiză cu care ai călătorit peste tot în lumea asta, ai făcut o mulțime de bani, ai intrat într-o grămadă de relații toxice, tu erai cu valijoara asta după tine, pe care mm -hmm. n-ai deschis-o în fața nimănui mm -hmm. de când ai plecat la 16 ani din din țară. Și ce ai făcut cu valiza aia când ai deschis-o? Ce ai ieșit de acolo? Durere. Durere. Multă, multă durere. Adică am. Ce înseamnă durere? Că toată lumea vorbește despre asta. Ca să te vindești, trebuie să treci prin durere. Înseamnă să stai singură, să plângi, să nu ieși din casă, să, să întrerup legăturile cu prietenii. Nu. Ce înseamnă durere? Înseamnă că persoana respectivă lucrează pe corpul tău pentru că ai niște energii blocate, niște traume blocate, și atunci lucrează pe corpul tău să de deblocheze energiile alea, care e foarte dureros. Adică te. Te pas exact pe ceea ce o, ai de foarte mult timp. Trauma adică pe tu, care nu Să scoate Toate din lucrurile corp. astea le aveai în corp. Da. Le avem în corp. în corp. Dacă cineva, uh -huh. poți să te duci la. poți să te duci la psiholog, poți să vorbești cu cineva. Până cineva nu lucrează pe tine fizic să scoată toate traumele astea și să le simți, n-ai cum să te vindeci. Poți să citești tu o grămadă de cărți, n-ai cum. Am trecut prin procesul, teorie știam foarte bine. Ce cărți? pare că te au ajutat așa un pic. Pentru că eu cred că până la urmă tot cărțile sau un podcast e sunt da, și cele podcast care te deschid. Sunt... Uite podcastul de la tine m-a ajutat foarte mult. Mulțumesc mult. Da. Îmi place apreciez. Ceea ce faci. Um... real, o apreciez. Adică și mulțumesc că așa am și început discuția. Da, 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 nu, înainte nu e să ne e, întâlnim. E foarte bine, e foarte bine chestia asta că oamenii se pot deschide și să pot spune ceea ce, prin ceea ce trec. Dar Cim Paradox, nu știu dacă știi cartea Cim Paradox. Și nu mi-a vorbit nimeni despre ea. Chiar în ziua în care Leonardo DiCaprio trebuia să ia Oscar, eram în același avion cu, tu cu el. comun, da, și cu mama lui, da, că noi mergem la aceeași petrecere și... La Vanity Fair? Nu, la, la Madonna, petrecerea la Madonna. Ah, ok. Și atunci a, prietenii lui, mi-a zis prietenul lui, mi-a zis iar și tu pe prietenul meu ca date și te luăm în avion cu noi. Că noi toți suntem prieteni de la 17 ani. Adică sunt prieteni cu Bine, prietenii Leonardo e ca un pic mai uh, în vârstă decât... Cu șapte ani, opt ani. Păi... Da. Știi cât contează? <laughs> da? Nu știam. Credeam că 23 de da. ani contează. Așa și... Am intrat în, în, în avion, și în avion era el, erau mai mulți, acolo și mama lui, și chiar mama lui îmi spunea, aici din România, am fost și eu în România, pe timpul lui Ceaușescu. Adică a fost și ea și știa de, da, știa de România, m m m și are și accent. Dar -a fost tu, stă... Nu atunci l-ai cunoscut pe Leonardo? Nu, nu, nu l-am cunoscut. L-am cunoscut pe Leonardo foarte tânăr, când după ce a făcut Titanic. Noi ne cunoaștem de, de mici, de, de la 16-17 ani. Cum s-ar spune, am crescut împreună, cum aș spune eu despre Adrian Sână. Da, și a, când am intrat în... în Dar a... știi că presa scrie că voi doi ați fost împreună. Nu, n-am fost niciodată împreună. Suntem mm. prieteni. N-am fost niciodată împreună. Mai bine. <laughs> știi <laughs> de ce? Pentru că mie mi se pare că Leonardo... Ai văzut că acum se scrie că are o iubită de 19 ani. Sunt plin netul de glume, de mimuri despre despre el, adică iubita lui DiCaprio nu era născută când el da. a lansat titanic Se spune așa că Mi se pare că și lui este foarte greu să se atașeze are o problemă gravă de un emoțional. atașament evitant acolo grav. Nu știu, n-am vorbit de chestia asta, dar se spune când tu alegi o fată de 19 ani sau de 24 de ani, tu te duci în copilărie să să, să, să lucrezi la karma aia este, toate persoanele care vin în viața noastră vin să ne ajute cu ceva, să devin, să, să mergem pe drumul nostru, să, orice, să, tot timpul când ești blocat la o vârstă, ești blocat pentru că tu ai ceva de învățat de la persoana aia și trebuie să-ți vindești karma. Cum ai fost, cum a fost Vin Diesel cu tine? Da. Tu, de fapt, ai vindecat o da. karmă. Da. Dacă ești vindecat-o, dacă da. nu... Să da. fii sănătos. Da, da, asta ziceam că. Așa, și era în avion este... cu Leonardo DiCaprio? Așa, și i-am am, -am dat, dat să citească o pagină din cartea asta, că era nervos de Oscar Acum. și a citit și mi-a mulțumit și e vorba despre acceptare. Adică trebuie să. N a accepti. câștigat Oscarul. Ba atunci. da, a câștigat Oscarul. A câștigat? Da. A, înseamnă că l-a și acceptat. Mai greu e să nu câștigi și să accepți. Da, accepti. Da. Toată lumea zice, e nervos, e nervos să nu vorbești. Eu zic, ok, eu citam cartea aia și uh -huh. am vrut să șeruiesc un mesaj și l-a ajutat. Mi-a mulțumit că l-a ajutat. Dar. Deci paradoxul cimpanzeului. Da. N-a recomandat nimeni cartea asta, nu stă și ceva de episod în podcast și mă bucur tare mult că ai vorbit despre, despre ea. Cum te-a ajutat cartea asta? M-a ajutat foarte mult, tot așa, ai egoism, ai pride, ai... Mândrie. Da. Și înțelegi că orice s-ar întâmpla trebuie să accepti. Trebuie să accepti viața așa cum ți-o dă, trebuie să accepti oamenii pe care vin în viața ta. E vorba despre acceptare, despre. Pentru că mintea, mintea e logică și rațională, și mintea te minte foarte mult. Și e greu să ajungi la suflet și la, la inimă până nu. Îți dau oamenii un Oscar, trebuie să accepti că. <laughs> nu e frumos să nu accepti. Dar știi că procesul de la Oscar nu e așa. Gata, ai jucat foarte bine în film și ai luat Oscar. Nu e așa, nu? Nu. E o mafie. Nu e, o, nu e o mafia. Adică, trebuie să vai. să te rog. duci la, la cei cu toții care au fost în Hollywood, adică toții care sunt în vârstă și care au. De trei luni de zile, trebuie să faci procesul ăsta. Și crezi că Leonardo DiCaprio a făcut asta? Da, toată lumea trebuie să facă procesul ăsta. Adică, să mergi la membrii Academiei de, da. de Film? La da. Bătrâni să le. Da, da. Să ai cu ei. să vorbești cu... de asta. Nu, dar trebuie să vorbești despre filme. De adică, e să să asculți pe cineva din trecut cum a trecut, adică să asculți viața lor și să vorbești despre uh -huh. cum a fost în timpul ăla. Am câteva întrebări despre acceptare pentru tine, Alina. Da. E un test al acceptării. Așa. Dacă trebuie să ieși la întâlnire cu tine, care e cel mai greu lucru de suportat? Acum, după toată călătoria asta. Ce mai lucru de suportat? La tine să fiu sinceră cu mine. Să... În continuare ți-e greu după atâta vreme? După... Nu, nu mi-e greu, nu. Nu mi-e greu. Adică nu, nu cred că mai este ceva greu. Dacă ți... Acum mă simt Mă simt că pot să fiu în largul meu, pot să mă duc să am diner singură, pot să mă duc să fac chestii. Serios? Da. Ăștia sunt cei mai fericiți oameni de pe pământ. Da. Eu asta le spun tuturor. Poți să ieși la cină singur? Da. Pentru că la... atunci când ieși la cină singur, Trebuie, în primul rând, să te înțelegi bine cu tine. Da. Trebuie să ai și bani. Adică da. nu poți să da. ceri ajutorul nimănui. Da? Ești și independent financiar. În al treilea rând și cel mai greu, trebuie să accepti că toată lumea din restaurant se uită la tine și tu să fii absolut ok. Uită-l și pe ăsta, iese singur la cină. Uh -huh. Dar tu să fii ok. Adică, ok, vă uitați la mine, ieși singur la cină. cei Pentru că te accepti pe tine. Ți accepti, dacă ți dacă accepti iubirea, ți a accepti și ești deschis. Adică, ce, procesul este noi suntem ca niște cerșători vrem iubire, vrem acceptare vrem orice din afară dar cum să, cum să dai dacă n-ai atunci când ai iubire și ai acceptare pentru tine atunci poți să dai la lume uh -huh. poți să împarți ceea ce ai învățat poți să, poți să ajuți pe omul ăla oamenii vor să ajute, dar ajută-te pe tine prima oară, n-ai văzut când ești în avion îți pune mască, tu trebuie prima oară nu pui la copil, o pui ție, că trebuie să fii tu salvatorul care salvezi copilul când a fost ultima oară când te-ai simțit cel mai puțin tu? Când erai cel mai departe de sine tău? Ultima oară. Sau un moment din viață? Nu știu, acum trebuie să mă duc în... Când erai într-o relație, anume, când erai nu știu, pe culmile succesului, dar nu avei Când m-am îmbolnăvit. Când m-am îmbolnăvit și a trebuit să mă rog și să mă reîntorc la mine și la... la religie, la tot. Dar de ce se întorc oamenii doar când se bolnăvesc sau când au probleme la... Pentru că în viața e ok, totul e perfect, ai bani, ai aia, și atunci când te îmbolnăvești, atunci apreciezi. Asta este. E, cred că e comună chestia asta. Când te îmbolnăvești sau când ceva ți se întâmplă, după aceea vine fericirea și aprecierea. De aici vine fericirea. Că toată lumea mă întreabă ce înseamnă fericirea. Fericirea vine după ce, după ce s-a întâmplat ceva, o traumă, un accident sau ceva, atunci apreciezi viața și atunci mai, îți dă, mai îți dă Dumnezeu încă o. Încou... Ai iubit pe cineva mai mult decât ai iubit pe tine? Eu niciodată n-am descoperit iubirea până am descoperit iubirea de sine. Adică, nu i-ai spus niciunui bărbat din viața ta că îl iubești? Nu. Nu cred. Nu. Nu. Deci ai fost chiar și 5 ani într-o relație, 3 ani într-o relație da, și nu. nu ai spus te iubesc? Nu, pentru că n-am -am știut să zic, n-am știut să facem același lucru care am învățat în copilărie. Cum trebuie să fie? primul bărbat din viața ta căruia să-i spui te iubesc? Adică tu n-ai spus niciunui bărbat te iubesc? Nu. Pentru că nu știam cum să spun. Nu știam. Făceam da. același lucru. A... Și cum trebuie să fie? Acum, după ce ai spui că ești pregătită să începi un nou ciclu al vieții, cum trebuie să fie bărbatul acela? Să fie sincer. Să să fie un băiat bun, să aibă inimă bună, să fie deschis. Dar cred că și vin, vin diesel era și deschis și sincer și băiat bun. Nu, era introvertit. Da? Da. Era introvertit. Ei sunt foarte introvertiti cu emoțiile, ei nu arată emoțiile. Mulți de la hală nu arată nu arată emoțiile. Uh -huh. Sunt foarte introvertiți să fie băiat bun, să, să, fie, să, fie, deschis, să, să, comunice ceea ce simte. Trebuie să ai pe cineva care merge pe același drum ca tine. Dacă ai pe cineva care el merge pe drumul ăsta și nu mai pe <coughs> drumul ăsta, nu o să meargă niciodată. Să trebuie să, să aveți aceeași direcție în viață. Să aveți același lucru. Eu nu credeam în chestia asta. Eu credeam că eu cum mă îndrăgosteam, mă îndrăgosteam prin emoții, eu luam emoția celui, celuilalt, simțeam ceea ce simte ăla și eu ziceam că sunt îndrăgostită, dar nu eram îndrăgostită, doar eram o emoție pe care o cream eu. Da, mă, sunt niște cuvinte de aur pe care le-ai spus tu, tu, acum. Astea. să verifici dacă într-o relație, de fapt, ceea ce simți tu sunt emoțiile tale cu adevărat sau, de fapt, pre emoțiile celuilalt. De aur sunt cuvintele astea, așa cum le-ai spus, Simplu, fain și simplu. Da. Care e persoana din toată viața ta cu care ai fost cel mai vulnerabilă? Relația mea cu mama. Acum relația cu mama e foarte bună. Acum? Da. După procesul ăsta de. am înțeles-o pe mama și am acceptat-o așa cum este și o văd că este diferită de mine și acum o văd că înainte nu o vedeam, că nu mă vedeam pe mine. Uh -huh. Cu mama. Relația, dacă n-ai relație bună cu tatăl și cu mama, cu mama ta, niciodată nu o să ai familie vindecată sau ceva orice, orice ceea ce îți dorești în viață, până nu fixezi lucrul ăsta cu părinții tăi. Pentru că tu ești parte, cum zice Ana, a, a, Ana zice tu ești parte din copac și copiii sunt crengile. Dacă tu n-ai Ana? Ana maftei. Anca Maftei Anca Mafte. ah, da, da, da. Mafte. spune, da. spune despre chestia asta deci așa ai văzut este. Eu, Da, și da, da, am văzut, am văzut Eram în Los Angeles când am văzut podcastul ăla Dar așa este, dacă tu, tu n-ai în rădăcini și nu înțelegi ceea ce uh -huh. se întâmplă atunci e foarte greu să Care e cea mai grea lecție pe care ai învățat-o într-o relație? Să te iubești, să te accepti să fii sinceră cu tine să spui ceea ce simți. Um, ceea ce tu n-ai făcut? Nu, n-am făcut-o, nu. Cinci ani de zile ai stat într-o relație și n-ai putut să faci asta? Nu, pe n-ai cum din moment ce tu ești... Blocat. Blocată și ai emoțiile alea și nu știi ce se întâmplă cu tine pentru că nu știi ce sunt emoțiile alea, nu știi ce sunt fricile alea. Dar cum ar fi fost dacă începeai o căsnicie Pe de și, și făceai ai copii și ți-ai imaginat viața de asta nici nu așa pentru că era foarte easy la îndemână să se întâmple asta de asta nici nu m-am căsătorit și n-am copii pentru că știam că trebuie să fiu pregătită pentru momentul ăla, adică știam că am de lucrat la mine și chiar am pierdut băieți foarte buni, bine că acum am dau seama că nu, nimic nu e întâmplător și niciodată nu e târziu dar mi-am dat seama că N-ai cum să ajungi să, să ai o relație foarte bună din moment ce tu n ai relație bună cu părinții tăi și nu e împlinită, nu îi nu înțelegi pe ei, n-ai cum să ai o relație de familie bună și să înțelegi pe celălalt. Pentru că vin traumele, vin... vin tot ce s-a întâmplat în copilărie vine și la fiecare persoană individual se întâmplă chestia asta, nu numai la mine. Adică e... N-ai cum să ajungi acolo, să ajungi la fericire și la împlinire și la înțelegere din moment ce nu te înțelegi pe tine, nu te accepti pe tine, nu te iubești pe tine, nu știi cine ești. E ușor să te pierzi. Și asta a fost, am fost foarte pierdută în procesul ăsta. Cum ți noi ca relația cu tata? Iertă... Pentru că acolo a fost o relație da. neîncheiată. Adică nici n-ai apucat să dai un telefon să zici. Din momentul ăsta ne despărțim ca unui iubit. Acolo ai primit vestea, ne vorbim cu el de 5 ani de zile, nu? Da. Că a murit. Da, mi-am dat seama că trebuie să ții ușa aia deschisă și mi-am dat seama că n-am mai putut să. Am avut o mare lecție de învățat. Uh orice ar face părinții tăi sau orice ar face oricine în viața ta și te-ar răni oricât te-ar răni, trebuie să ierți pentru că nu ierți pe persoana respectivă te ierți pe tine procesul de iertare și de curățare este la tine, nu este la celălalt La, doare veni să te vindece pentru că dar tu ai plâns când ai aflat că a murit tata? da și am venit și la mormântarea lui da, am plâns și am venit și la mormântare. Și n-a fost suficient ca să-ți vindeci relația cu el? Nu, pentru că poți să faci acțiunile astea, e ușor, dar după aceea trebuie să treci tu prin procesul ăla, să-l simți, să scoți toate traumele din corpul tău. Până... În... Ți-am spus, până cineva nu lucrează la tine pe corpul tău, nu știi ce e în corpul tău. Pentru că asta tragi. Noi nu vedem. Noi suntem energie și vibrație. Noi nu vedem ceea ce e. Ceea ce este în noi, sau ceea ce nici nu poți să transmiți ceva, un mesaj. De ce nu te simți în România acasă? România? Pentru că am plecat de mică. Am diferită mentalitate. Da, dar ai cei șapte ani de acasă, adică. Da, am Mă cei... rog, complicați. Da. Foarte complicați. Da. da. Probabil, nu știu. Nu știu, simt așa că sufletul meu este acolo. Nu știu de ce. Și dacă nu. știu... Nu, pentru nu. că ai niște amintiri care nu-ți fac plăcere. Eu, eu chiar cred că suntem acasă, acolo ne-am ne petrecut primii șapte ani. Și, într-adevăr, dacă primii șapte ani la tine s-au terminat cu un accident, cred că, plus amintirile cu abuzul și așa mai uh -huh. departe, adică pot înțelege de ce nu te simți acasă în România și de ce vrei să fugi de casă. Da, dar acum am stat și am acceptat totul și n-am fugit și am. am... Um, am creat o casă în mine și asta e casa mea, să mai contează casa din elei sau aici, contează că în mine am creat o casă și -o, tot timpul sunt și cu Și e mama acolo? E mama, e tata, e toată familia. Și tata e? Da. Am vrut să îți întind o capcană, dar n-am reușit. Pentru da. că da, asta înseamnă să vindeci o, o relație, chiar da. dacă tatăl nu, nu cum... mai e, ca și tata să facă parte nu din contează, tine. contează. Tot ce avem aici este al lui Dumnezeu. Și tot aici este să împrumutăm ceea ce este, dar nu luăm nimic cu noi. Când murim, nu luăm nimic. Acum ne-am născut așa cum ne-am născut, așa o să, să murim. Și eu cred că doar suntem aici să apreciem, să ne ajutăm unii pe alții, să ne iubim și prin poveștile pe care le, le avem, să le împărtășim, să le... Să ne ajutăm unul pe celălalt, dar eu nu cred că e nimic cu tine, absolut nimic. Eu asta am învățat din toți anii ăștia în care am călătorit și din tot am, am trecut, am învățat că fericirea, cum se zice, bogăția este în tine. Când încep să lucrezi la tine și începi să știi cine ești și încep să, să știi valoarea și te să te respecti și te, să te iubești, acolo e bogăția. Bogăția nu este aici. Bogăția este vine și pleacă. Vrei să scrii o carte? Da. Te la titlu? Da, Întoarcerea la sine. La sinele tău. Ok. Uh, și vrei să pui și povești personale în cartea asta? Da. zi o poveste personală care îți vine acum în minte, care ar avea loc în cartea ta, Alina. O frântură, o, un episod, un. Ce îți vine acum în minte, care crezi că ar avea o pagină, o jumătate de pagină un dialog, o întâlnire. Nu știu, sunt foarte multe etape din viața mea care... Dar nu trebuie, o oră, un minut din viața ta, orice, o... Uite, când am, am avut 14 ani, mama eram cu mama și mama vrea să scrie o carte despre viața ei, că și mama are o poveste foarte agitată și... Și am vrut și am luat interviu și am zis, ok, mamă, spunem. Și o durea inima, nu prea putea să vorbească despre chestia asta și în timpul ăla mi-a zis, dar știi ceva, că eu am încercat să te avortez de trei ori și nu s-a întâmplat chestia asta și mama mea mi-a zis să te lasăm ca să că tu să-mi salvez viața. Și din momentul ăla m-am dus să... Am înțeles de ce nu eu sunt worth it, de ce eu nu merit mai mult. Și m-am dus în mașină și am dat cu pumnii în mașină și am început să plâng și am început să... Am crezut că nu sunt, nu sunt iubită, nu sunt acceptată, nu... De ce sunt eu în lumea asta? De ce Dumnezeu m-a ales pe mine să fiu? Că putea să fie altcineva. De ce Dumnezeu m-a ales pe mine să fiu aici? Și am, observ, și am înțeles că Dumnezeu m-a ales pentru că prin povestea mea, pot să ajut pe cineva care este acolo și a trecut prin această, prin această poveste sau prin această stare, și poate să mă înțeleagă de unde vin și ce s-a întâmplat cu mine. Și acolo, acolo a fost acolo, a început, am început să nu mai am încredere în mine. Mama, deci la 14 ani, mama ta a ales, sigur, nu avea de unde să, Tu fiind adolescentă, când oricum, da. orice le sp dacă îi spui unui adolescent că te iubesc, s-ar putea să interpreteze cu totul și cu totul altfel, că ai ceva cu el. Ligea ți a spus că voi să te avorteze. De trei ore a vrut să te avorteze. Uh -huh. Îmi imaginez ce. Da. Ce a fost în mintea ta. Da, și eu cred că și din relațiile eu credeam chiar dacă vreau să am o relație mai bună sau cu cineva mai un, o persoană mai bună -am, am crezut că nu merit. Știi ce scria? A, am citit un titlu uh, când ai apărut în Playboy USA uh -huh. și scria cel mai bun produs de export al României. Uh -huh. Mă rog, uh, asta cu obiectivizare, obiectificarea femeii mi se pare... O chestie care e destul de dură, și cred că tu ai trecut prin asta. Uh -huh. uh, dar voiam să te întreb, când te-ai uitat tu în oglindă, adolescentă fiind, și ai zis, oglindă, oglinjoară, eu sunt cea mai frumoasă din țară? Niciodată. Eram sigur că ăsta e răspunsul. Până acum. Când eram mic, aveam trei ani de zile și chiar vorbești de oglindă, când părinții mei se certau, la trei dimineața mă duceam și plângeam în oglindă și ziceam, eu știu că este un tunel acolo, care este un hop, care eu o să trec peste chestia asta și o să plec de aici și o să-mi schimb viața. Totdeauna am știut chestia asta, aveam... Și plângeam în hoate, în fiecare seară. La trei ani? Da. Da. 3-4 ani, da. Dar s-a întâmplat vreodată la vârsta maturității să plângi în hohote în fiecare seară și să nu în relație, găsești relații, tunelul? Pentru că când în relații. Ești, da, când nu știi ce să faci cu emoțiile, nu știi, pur și simplu te... te, te nu știu, te încep să ai diferite stări și atunci încep să nici măcar nu ești în relație cu persoana din fața ta, tu ești în relație cu tine. Dacă tu nu ai o relație bună cu tine, nu, nu poți să vezi pe persoana cealaltă, că dacă tu nu te vezi... Da, a fost vreun bărbat cu care ai avut relații care să îți vadă lacrimile? Sau pur și simplu plângeai? Nu, dacă, dacă plângeam la prietenul meu, Brad, fost meu prieten, iar plângi, iar nu știu ce te lua... Pentru că tu când ai umilință, tu când ai rană de umilință, tu când ești victimized, tu ceri celuilalt să-ți facă chestia asta. Da, dar e atât de grav să nu te vadă nimeni. Da, dar chiar dacă te vede nimeni nu te ia în serios pentru că tu nu te iei în serios. Asta, asta este chestia, asta nu înțelege lumea. Lumea tu le ceri. De exemplu, un bărbat când în înșală, tu îi ceri să te înșele. Tu îi ceri să te respingă pentru că tu te respingi pe tine și el te respinge. Nu chiar tuturor. Unii înșală doar pentru că... Da, își unii înșală, înșală că, că sunt, da, dar... Fără să le ceară deloc partener. Da, în general, dar în general este acolo o desconectare. Deconectare, da. Da. Uh, Mi-ai zis înainte de a începe înregistrarea asta că acum te simți vindecată. Uh -huh. Și că poți să, să, să începi un, un nou capitol. Uh -huh ție teamă de ceva? Nu. Am învățat să, să-i dai timp timpului, am învățat să, să nu-ți programezi nimic să lași viața să te conducă așa cum vrei tu. În moment ce lucrezi la tine, de exemplu, când mă trezesc, eu citesc niște rugăciuni, fac niște exerciții pentru energie, adică mm. să mă pun pe, pe mine pe primul plan, care niciodată nu m-am pus pe primul plan. Și atunci când te pui pe primul plan și te respecti, și îți dai timp ție, atunci universul și parcă ești în vibrația se întâmplă alte lucruri în viața ta, ți se deschide alte uși. Ai citit manifest? Nu, n-am citit, exact. Am citit, da, am citit manifest, sorry. am citit. Am nu, citit nu manifest. Nu te scuz că nu, nu da, e da, da, am cartea citit. mea. Am citit, dar asta, asta fac de când <coughs> știu că e cartea ta. Nu e a mea, <coughs> e... <coughs> Mi-ar fi plăcut să fie a mea, sincer. La cât a vândut. În toată da. lumea manifest, dar vândut foarte mult și în, și în România, într-adevăr, am promovat-o și mi-am dorit să ajungă la fiecare da. la fiecare femeie, la bărbați e mai greu de, de pătruns cu cărțile astea, dar mă gândesc că ceea ce învață femeile poate să transfere într-o relație de încredere și unui unui bărbat. Pentru că bărbatul e foarte greu să se conecteze emoțional. Bărbatul se conectează prin energia femeii, prin. Fe, prin Așa se conectează da. emoțional. Altfel e foarte greu să se conecteze la o carte, să se înțeleagă. Sunt mulți bărbați care, care se uită la, la podcast, dar ai, ai dreptate, da. Ca regulă așa este. Și apropo de bărbați mm -hmm. apro și de întrebarea pe care ți-am pus-o mai devreme, dacă ți-e teamă de ceva. Mi-a spus cineva asta, o, o femeie de vârsta ta, mm -hmm. că marea problemă între ghilimele, atunci când alegi calea asta a vindecării la vârsta asta, de fapt nu mare am probleme, mare e risc. Uh -huh. Este că s-ar putea să nu găsești un bărbat pregătit pentru, pentru tine. În primul rând, tu când ești vindecată și tu vindești pe celălalt, pentru că tu nu mai ai nimica personal. Toată lumea care te atacă, te atacă emoțional și din frici atacă din ceea ce a văzut el și prin ce a trecut el. Da, dar nici nu mai ești dispus să faci compromisurile pe care le-ai făcut până acum. Eu cred... Nu, nu, dar <laughs> eu cred că sunt alegeri. Alegi. Dar eu cred că tu când ai început să lucrezi la tine și încerci să înțelegi pe celălalt că îți spune dintr-o durere, dintr-o emoție, uh -huh. dintr un asta nu mai e nimic personal, atunci nu mai are, dar nici, nici, oamenii ăștia nu o să mai vină la tine, pentru că nu mai e vibrația, noi suntem pe vibrație, nu, nu, o să mai atragi oamenii ăștia, nu o să mai atragi inventurile astea, pentru că tu ești vindeca și tu te respecti pe tine, nu mai ești umilit, tu atragi ceea ce ești. Tu, dacă te simți umilită, tu o să atragi pe cineva care te umilește, tu o să atragi pe cineva care te atacă, dacă tu te respingi, o să-ți... Tu o să-i ceri lui să te respingă pentru că tu te respingi pe tine. Adică relația cu tine e cea mai importantă în viață. Dacă tu nu ai relație bună cu tine și tu nu te înțelegi pe tine și nu te accepti și nu te iubești, atunci nu mai nu poți să funcționezi outside of yourself. Eu îmi doresc să atragi exact ceea ce gândești în momentul ăsta și mă bucur că, că, că gândești așa. După o perioadă destul de lungă petrecută în România, înțeleg că ți-ai prelungit șederea tocmai ca să termini... Terapia, da, să termin procesul, da, procesul, procesul terapia da, și așa mai departe. Dacă cineva are nevoie de uh, sfaturi de la tine, știe unde te găsește pe Instagram, da. unde chiar te rog să scrii mai mult despre lucruri, să încep să scrii da. cartea. În... Da, am început, am vorbit capitole cu cineva, pe Instagram. Care o, să, o, să, să, o să scriu, chiar am vorbit da? despre chestia asta, da. O să, să, să vorbești mai întâmple. mult despre călătoria asta pe, pe Instagram la tine. Da. Este, un proces, este este, ceva nou pentru mine, dar uh, asta este, este important ca să uite podcasturile astea, pentru asta este vorba. Te, te conectezi altfel și îți dai seama de viața ta când, un, când asculti un podcast și îți dai seama, uite, poate. Te-ai simțit așa cum te așteptai să te simți? Să te, dacă te-ai simțit ascultată în podcastul ăsta? Da, m-am simțit. Da? Da. Îți mulțumesc mult Şi de eu tot, îți mulțumesc Alina. mult. Dar nu, nu vreau să-mi dărâmi, uh, mă rog, industria asta uh, a visat. zi un om de treabă de la Hollywood, un băiat bun, un, un tip cu care <laughs> să fac un podcast și eu. <laughs> nu. Cineva în echilibru, cineva... Știu. Ai făcut sport cu Jessica Alba? Da. Nici Jessica Alba nu e ba, în echilibru? Da. Ba Îmi da, ba da, e... ba da, ba da, ba da, adică adă, a ales bine ce a ales. Ja, cu Justin super. Timberlake, nu? Jessica Alba? Ah, Jessica Alba nu. Jessica Alba are linia de, de cosmetice. Da, da, de, de, da. De, okay, honest, Jessica Biel. da, da, Jessica Bell. Fiecare, adică, fiecare trece prin etapele astea, dar uh -huh. până la urmă, o să, când o să te vindești pe tine, soție, oamenii ăia care sunt pentru tine, vor veni la tine. Nu trebuie să tragi de nimeni, nu trebuie să spui, nu, eu asta am învățat, nu trebuie să tragi de nimeni, nu trebuie să, să te faci că plăcută mm -hmm. la cineva. Dacă tu lucrezi la tine, partea aia care e pentru tine va veni la tine. Oamenii aia te vor veni și te vor ajuta și te vor pune în locul ăla în care trebuie să fii. Asta mulțumesc. este. Îți mulțumesc mult de tot, Alina. Am și un cadou. Ah, mulțumesc. Știu că nu e nimic cu tine material din România. E un cadou pe care a, îl dăm fiecărui invitat de la partenerul nostru Beciu domnez Mândria Podgorilor Moldovei. Un vin roze, Mulțumesc mult de a, tot. Pe care îl să dai unei bune prietene. Uite, i-a sortat exact cu cu Valen tău. Da, Valentine's Day. Cu Valentine's Day, să stragem de Valentine's Day da, și îmi doresc succes. să fii exact cum e vinul ăsta Mai cu flamingo pe, pe etichetă să fie ceea ce ai tu în sinele tău, să fii exuberantă, să fii glumeață, să fii sufletul petrecerii, să... Cred că așa ești tu, de fapt. Da, așa sunt eu. O fată faină. Da, mă duc acum la petrecere la Oscar. <laughs> Perfect, dacă duci un beciu domnesc acolo, cu siguranță... Da. Cum ar fi să bei cu viitorul tău? Deci n-ai mai avut o relație de... Câți ani? De... Trei ani aproape. De trei ani aproape. Dinainte de pandemie. Da. Da, Pentru că ia timp să lucrezi la tine și, și îți spune pentru că îți interfie energia. Dacă tu începi să... și n-ai cum să ai o relație vindecată din în, o relație bună, pentru că nu ești vindecat. Adică uh -huh. o să treci dintr-o altă, dintr -o, altă o, să, o să ai aceeași lecție. Până nu înveți lecția, n-ai cum să treci peste să poți să ajungi să ai o relație healthy. Trebuie să-ți înveți lecția. Și lecția vine prin alte îmbolnăvi, prin relații toxice, prin accidente, diferite accidente. Adică, crezi că boala a avut exact direcția asta la tine? Da. A fost alarma? Da. Da. Da, te, auto, te, te încep să te autodistruiți. Îți arată corpul, corpul întotdeauna. Corpul nostru este conștiința. Și dacă noi nu ne dăm seama de corpul nostru, fim conștienți ce se întâmplă în corpul nostru, noi nu putem să fim. Uh, Uh, pentru că stăm în minte, în minte Foarte multă lume trăiește în minte Și atunci nu putem să Să conștientizăm Ce se întâmplă Corpul este, este Un fenomen foarte smart Acolo e Un fenomen, un fenomen. ai zis bine uh, Și pentru că e al nostru Noi suntem niște fenomene naturale da. Greu de stăpânit Dar dacă nu ne stăpânește lumea Măcar noi să ne stăpânim pe noi înșine Îți mulțumesc mult de tot, și îți mulțumesc de uh, apreciez tare mult. Uh, Alina e un invitat care a stat efectiv mai mult, a trăit mai mulți ani în străinătate decât în, uh, în România. Uh, și dincolo de orice, uh, că ai mai băgat un cuvânt în engleză, că nu știai un cuvânt în română, eu vreau ca acest podcast să-l ascultați exact ca pe o mărturisire. Nu este un interviu cu un specialist, nu este un om care încearcă să vă vândă ceva, care încearcă să fie celebru, nu. Este pur și simplu o mărturie a unei călătorii. Ascultați-o cu, cu atenție și luați ceea ce vi se cuvine, ceea ce vi se potrivește și ceea ce credeți că vă poate face și pe voi bine. Îți mulțumesc, Alina. Și eu îți mulțumesc. Tot nu, tot nu simt că am pus ultima întrebare. Nu? Simți că lipsește ceva. Care e ultimul? Deci limbajul iubirii la tine sunt cuvintele. Da. Principal, da? Și uh, physical touch. Și atingerile. Atingerile, contactul. da. Contactul. Bun. Când ești îmbrățișată, care sunt, când ai fost vreodată îmbrățișată, care sunt cele mai frumoase cuvinte pe care ți le-a spus un bărbat sau pe care ai vrea să ți le spună un bărbat ca să simți mai mult decât îți spunea Vin Diesel... Uh, I'm thinking of you. E ușor să spui Să ceri de la celălalt E ușor, dar Ce ți-ar plăcea să auzi? Ce spui tu când te iubești? Că mă iubesc așa cum sunt Și mă accept așa cum sunt, sunt... Și dacă un bărbat îți spune așa E suficient? Da, e suficient pentru că mi-arată, nu-mi spune. Îmi și arată în același timp. E foarte important să-ți arate, că fiecare poate să spună sunt fapte, vreau fapte. Poate oricine să spună orice, ce vrei tu să asculți. Dar e chestia de fapte, să-ți arate, să te simtă, să, să crezi starea aia, conexia aia cu persoana respectivă. Eu asta n-am avut înainte. Conexiune. Conexiune, da. Îți doresc conexiune de astăzi înainte. Până la, sfârșit. Mulțumesc Până, la adâncul, fel. Cum? Până la sfârșitul vieții Mulțumesc, la fel. mulțumesc. Și eu vă mulțumesc Și vouă mai ales Aștept în, în comentarii uh, Cuvintele voastre Știți că și pentru mine În limbajul iubirii cuvintele uh, Sunt foarte importante Dar și îmbrățișările Vă îmbrățișez